Consiliul Județean, Primăria și Consiliul Local Mireșul Mare, Școala Gimnazială Mireșul Mare și Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș au organizat cea de-a 12-a ediție a Festivalului Folcloric Florile Someșului. Evenimentul a debutat cu Parada Portului Popular, la care s-au alăturat și invitații celei de-a 12-a ediție. Vreau să vă spun, ați venit la 12-a ediție a Festivalului Concurs Florile Someșului, concurs care an de an a adus pe scena din comuna noastră copii extraordinari, adevărate flori ale sufletului românesc. Dintre acești copii deja unii dintre ei au ajuns ca să urce pe scenele mari ale lui românesc și pentru asta ar trebui să mulțumim celor care practic au făcut posibil această festivitate. Aș vrea să amintesc aici. Prima ediție a fost realizată de către doamna Florica Roman, care acum este consilier județean. Apoi, acest festival a fost realizat datorită pragmatismului de care au dat dovadă cei de la Centrul de Creație a Folclorului Maramureșan și aș vrea să-l amintesc aici pe domnul Mariș. Vreau să felicit pe domnul primar pentru că este un primar într-adevăr deosebit. Un primar care se implică în păstrarea acestor tradiții, care face ca aceste lucruri să dăune și să meargă mai departe. Și pentru că eu văd foarte mulți tineri aici în sală, dragii mei, mă adresez vouă și vă spun un singur lucru. Să nu uitați niciodată în viață, unde vă vor duce pașii vieții sau destinul vieții voastre, să nu uitați că acasă înseamnă România, să nu uitați că acasă înseamnă portul nostru popular, înseamnă graiul nostru românesc și să purtați cu cinste și onoare, să fiți mândri și să purtați tricolorul românesc și dragostea de țară în inimile voastre, oriunde ați fi în lumea aceasta. De anul viitor se va contura o altă față a acestui festival concurs. Organizatorii doresc să-l transforme într-unul național. Eu știu cât suflet a pus și domnul primar al comunei și aceste eforturi cred eu că pot fi suplimentate, dacă vreți, prin faptul că ne gândim și lansez această provocare domnului primar, chiar dacă poate să considere că va fi foarte dificil, îi lansez această provocare ca anul viitor să încercăm să transformăm festivalul într-un festival național, să nu fie unul pe județean ca și anul. Pe larg despre ediția a 12-a Festivalului Concurs Florile Someșului, în această seară la TV Sighet de la ora 19, în emisiunea Actualitatea Maramedia și în reluare de la ora 22.